Dragii noștri, vă spunem tuturor bună dimineața, vă salutăm cu multă dragoste, vă invităm să vă așezați mai bine în perimetrul acesta marcat. Ne bucurăm de o zi nouă, de încă o duminică pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu și de fiecare dintre cei care sunt astăzi aici, în aceste momente. Nu știm dacă vor mai ajunge și alții, ne bucurăm și de cei care sunt pe acasă, poate că din diferite motive. Poate că privind prognoza vremii nu s-au încumetat să ajungă, însă mai mult decât noi, cei de aici, decât cei de acasă, decât oricare alții, mai mult decât de noi ne bucurăm de Domnul nostru, care este veșnic, bun, care nu se schimbă și ne-a mai pregătit o zi în care să ne apropiem împreună de El. Am vrea, pe lângă salutul acesta pe care îl adresăm tuturor, am vrea să vă și reamintim câteva lucruri. Acum, înainte de a începe, reamintim din punct de vedere organizatoric că există acest set de măsuri pe care le vedeți afișate. Rugămintea noastră este să ținem cont de ele. Sunt o bună parte recomandări, altele deja sunt implementate, dar e un set de măsuri pe care am vrea să le luăm în considerare, în calcul. Pentru orice alte nevoi, pentru alte dificultăți, dacă cumva apar, vă rugăm să contactați pe cei care ne slujesc la primire, la ordine. Vor încerca să vă ajute. Asta e valabil și pentru nevoia de umbrele, dacă e cazul, sau pentru lucruri care țin de interiorul clădirii, dacă veți avea nevoie să folosiți ceva, vă rugăm să-i abordați, să-i contactați. Și de asemenea, încurajarea din partea echipei tehnice a celor care ne slujesc și la închinare este, dacă puteți, să accesați. Vedeți acolo un link în care sunt puse și cântecele care se vor cânta, se poate în formatul electronic accesa, dacă aveți această posibilitate și disponibilitate. Însă asta înseamnă că timpul nostru, ca de fiecare dată, îl începem cu rugăciune, cu laudă, cu închinare la adresa lui Dumnezeu în forma aceasta. Și de aceea, pe lângă salut, pe lângă rugăminte, de a respecta măsurile acestea, de a le lua în calcul pentru bunul mers, pentru buna desfășurare a tot ce se întâmplă aici, ne mai rămâne atunci în al treilea rând rugăciunea de deschidere în care să ne încredințăm în brațul Domnului. Pentru asta v-aș invita chiar să stăm ridicați cu toții. Să fim ridicați înaintea Domnului pentru că îi vom mulțumi, îi vom cere să ne sprijinească, să ne însoțească în ceea ce facem aici, să binecuvinteze pe fiecare și timpul acesta. Iar după rugăciunea aceasta, dumneavoastră, puteți și să stați așezați, dacă unii veți dori să stați ridicați, după cum sunt posibilitățile, starea dumneavoastră fizică, cum e soarele, cum veți simți condițiile aici, vă lăsăm libertatea aceasta după. Dar acum stăm împreună ridicați la rugăciune și apoi intrăm în laudă înaintea lui Dumnezeu. Înaintea ta, înaintea ta sunt Părinte Ceresc și în dimineața asta, fiind recunoscător de bunătatea care ai lăsat-o peste noi, suntem aici datorită milei tale. Ne-am ridicat pe picioare datorită bunătății tale. Așa că noi vrem să-ți mulțumim. Chiar dacă contextul e mai diferit, noi știm că tu rămâi același, ieri, azi și în veci. Așa că te rog, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi. Leagă-ne Tu, Doamne, într-un singur Duh. Te rog, atinge-te Tu în dimineața asta de fiecare din noi. Vrem să profităm, Doamne, cât putem, Doamne, de clipile acestea în care încă ne putem întâlni. Suntem recunoscători. Așa că te rog, vină Duhul Sfânt peste Biserica Adorația. Vină Duhul Sfânt peste toți cei care sunt aici. Fie că-s prieteni, fie că vin poate doar cu curiozitate. Vine Duhul Sfânt peste toți cei care ne urmăresc online. Și te rog să le atingi, Doamne. Te binecuvântăm și îți mulțumim. Și vrem să te lăudăm. Amin. Într-adevăr, dragilor, contextul poate diferit. Dar Dumnezeul nostru merită laudele noastre. Închinarea voastră nu trebuie să fie determinată de poziția noastră fizică. Așa că dacă credeți că e mai sănătos pentru dumneavoastră să stați jos, faceți-o. Nu e nicio problemă. Ne închinăm că stăm jos, că stăm în picioare. Rămânem în același duh de închinare.
pasaj drag mie din Scriptură, din Ioan 4. Momentul când femeia samariteancă se întâlnește cu Iisus la fântână. Și au acolo un schimb de replici. Ea crede că Iisus i-ar putea bea apă să nu mai vină la fântână. Dar uitați ce spune Iisus. Iisus i-a răspuns: oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Banca apă pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Dacă suntem aici, înseamnă că Dumnezeu ne-a mai dat încă șansa să ne schimbăm și să putem bea din această apă vie. Nu e o întâmplare că te afli astăzi aici. Alege să bei din această apă pe care o dă Iisus Hristos, care e viața veșnică. Alege ca astăzi să te bucuri de prezența lui Dumnezeu, chiar dacă contextul e diferit. Apa pe care ne-o dă El va face să curgă din noi un izvor de apă vie, un izvor de viață veșnică. Așa că haideți să profităm de lucrul ăsta, haideți să cântăm, haideți să-L lăudăm pe Dumnezeu, pentru că El merită toată lauda. Iisus, tu viață dai, viață dai.
învățătura, din Duhul Sfânt vom bea. Prin puterea ta, nepățătura, din Duhul Sfânt vom bea. Prin puterea ta, nepățătura, prin Duhul Sfânt vom bea. Prin puterea ta, nepățătura, prin Duhul Sfânt vom bea. Credem azi în puterea ta și din moarte poți ridica, Iisus, tu viață dai. Apă vie din tine vei, doar în Duhul Sfânt ne săturăm, Iisus, tu viață dai. Credem azi în puterea ta și din moarte poți ridica.